De când s-au început lucrările la ISPA, e distrus non-stop strada. S-a săpat de 4 ori, niciodată nu s-a pus bine la loc. Niciodată. Au venit aia de la gază, au săpat și ei, tot prost pus la loc. Și cum urcați cu mașina? Păi o mașină poți să urcă destul de înaltă, dar a doua mașină rămâne jos la colți. Nu am nicio șansă. Baie spartă am avut deja, nu mai trebuie. Dar așa deci, era și înainte cu piatră, nu, cu bolă? Nu. Strada asta era frumos torcută. E truită cu piatră, dar piatră dublă și cu zgură albă. Deci pietrele astea nu mișcă. Și acum? Acum, la fiecare ploaie, la alții crește iarba, la noi cresc pietrele. Se ridică pietrele din șosea. Deci este ceva imposibil așa ceva. Merge apa din casă în casă, peste tot. Uitați în felul care intră oameni și la oameni în garaj, în curte, în apa. Din cauza ce au făcut. Nu au făcut un lucru bun. Nici gazul, nici apa, nici nimeni. Ăsta nu poate să fie niște canalizări și cu făcute. Mașina urcat? Urc, cu mașina urc pe partea aia, și pe acolo stricat, că pe aici așa nici nu mai pot să urc. Urc pe partea aia, pe la Marenescu și cobor, că dacă urc eu de așa de câte ori urc e mașina jos, de câte ori urc de atâte ori dau cu ea jos. Pragurile le-am rupt toate din cauza nu ăsta. Se poate urca nu cu se mașina, poate. Nu se poate urca cu mașina pentru că sar pietrele și ne-am spart băile de ulei. Am venit tot timpul, colegul vecinul nostru urcează la serviciu, eu am dat 900 de lei anul trecut pentru repararea mașinii. Deci bucșeraia s-a dus într-un câteva luni. Nu se poate, ne urcăm pe strada de vis-a-vis și nu mai coborăm, nu putem să urcăm. Iar ce a spus vecinul, acolo strada se vede, este excelentă. Noi nu putem să mai facem ceva ca să, pentru strada, că dacă se ia de la zero din nou și poți să pierde... Stați de mult aici? Da, stau de 22 de ani aici. Și autoritățile nu au vizitat? Au venit de vreo câteva ori și culmea ironiei este că a zis că nu avem utilaje. Bun, nu au utilaje, dar dacă au știut că nu au utilaje ca să repare, de ce s-a mai apucat? Instalația de apă nu este bună. Mie, eu am și mai mari probleme decât strada, pentru că e casa noastră, am două case, erau izolate, iar la o casă mi-a rupt izolația. La fiecare ploaie am mai filmat colegii dumneavoastră, mi-a intrat apă în beci. Eu sunt cu gălata la două noapte. Trebuie să repar eu. Degeaba aștept de 3 ani de zile de la primărie, că nu vine nimeni. E destul de rău. Ați avut curaj să vă băgați? Păi, trebuie. Când avem, trebuie ocolit mult, acum. Și iarna acum e. Iarna nu se circulă, că e închis. Dar acum cum vi se pare că s-a refăcut după ISPA? E prost. Nu e aranjată piatra asta cubică. E rău, e greu, dar asta este. Asta este. E rău peste tot. A fost un drum bun, că altfel n-am fi cumpărat casa. M-am operat de inimă, nu poate ajunge nici un taximetru în zonă. Sunt bolnav. Nu mă vizitează nimeni, că nu vine nimeni pe drumul ăsta. Mai probleme. Am avut promisiuni că o să-l face și nu s-a făcut nimic. Au venit autoritățile, v-au vizitat? Au venit. Dar toți cei care au lucrat au fost oameni neinstruiți, oamenii n-au fost vinovați. Asta e forța de muncă din țară. Nu mai sunt meseriași care să facă lucrurile cum trebuie. N-au pus piatra, au pus-o ca pe gresie. Oamenii n-au fost calificați pentru piatră cubică. Dar asta este piatră cubică ce au pus? Nu, e piatră de... Piatra cubică a fost dusă, încărcată mașină și dusă. Au făcut aia cu canalizarea ce au făcut, au venit aia cu apele, au mai distrus, au venit aia cu gazul, pentru că la noi nu se poate coordona, nu există un singur șef pe strada asta. Că ăla trebuia să-l cheme pe ăla de la ape, pe ăla de la gaz, mă, când eu fac canalizarea, veniți și voi și faceți tot. Și au bătut joc, ți-au făcut unul bun, a stricat ălalalt. Au refăcut strada. Au refăcut-o de mai multe ori, dar o stradă nu se reface cu două bascule de zgură și un sac de ciment. Și piatra cubică e asta? Piatra cubică, da, dar este aia care a fost dusă pe la șef și piatra care a mai rămas, o se vede. Este o bătaie pur și simplu de joc. Nu a venit nimeni și adevărul este că trebuie să facă ceva. Piatra cubică care a luat-o de pe Uituzului, am discutat cu cei care au lucrat acolo, au dus-o undeva depozitată la Câlnic. Dacă o fi, ar putea să o pună aici. Tac și degeaba vorbim că îl plătești numai până jos, că nu îndrăznește niciunul să urce din cauza denivelărilor, rup toți mașinile. Dar este problema că cei care au făcut proiectul au fost, să nu spun niște imbecili, prin faptul că nici n-au urmărit finalizarea. E una să te apuci să bagi canalizare, arunci moluzul până la geamuri.
astupi, lași, parcă ar fi în cimitir aici, în stradă, vine azi fără măr distrug din nou. Uitați, ăsta este beton și pus de cât de un an de zile. Uitați aici, poate să fie un beton de un an de zile, o fi beton ăsta. Uitați, cum poate să fie ăsta beton? Și pietrele sar. Uitați, ca să nu punem ăștia, uite, toate pietrele, toate. Și uitați, sar pietrele. Asta e luat în baia să spart baia. Și nu poate să fie ăsta, ca zic că e un beton. Da, domnule, beton. Vă rog să mă credeți, apropo, eu am venit cu mașina și am vrut să o las în casa, în fața casei, că am garaj. Când am atins-o un pietroi din ăsta, mai minte cât ăsta, cu roata, a sărit în poartă că dacă lovea vreun nos la cineva, îl făcea praf. Uitați cum. Uitați ce fel. Stradă reparată. Societățile care au efectuat lucrări în zonă sunt E.ON Gaz Distribuție S.A. și Hidroconstrucția S.A. prin constructorii lor stabiliți în urma licitațiilor. Trebuie menționat aici faptul că administrația publică locală nu are calitate de autoritate contractantă în niciuna dintre situații. În urma lucrărilor de reabilitare din zonă, de reabilitarea carosabilului, s-a constatat că acestea nu corespund din punct de vedere calitativ. Tocmai de aceea, până în prezent, nu au fost semnată recepția lucrărilor în niciuna din zone. Primăria municipiului Reșița a sesizat în numeroase rânduri ambele societăți pentru refacerea corespunzătoare a carosabilului, administrația publică locală având și o propunere privind fondurile necesare reabilitării, respectiv din garanția de bună execuție a lucrărilor în zonă. De asemenea, în același scop, săptămâna viitoare, Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, în urma deplasării în teren, va emite devize estimative privind refacerea lucrărilor, pe care le va transmite ulterior celor două societăți. În ceea ce privește capacele de canal sustrase din zonele respective, Primăria Municipiului Reșița cunoaște situațiile și a înaintat o solicitare operatorului Aquacaraș pentru înlocuirea acestora cu alte capace de canal din material compozit, care să nu poată fi valorificate. De asemenea, în cauza a fost înștiințată inclusiv Direcția Poliția Locală pentru a demara cercetările care se impun în această situație. Uite-te și tu dacă intră cineva, ești mai iese. Știu că mai sunt. Nu, nu, o să coboare, că mi-a dat cirău în drumul de aia. Scoate, ca să vadă oamenii. Păi ce să scoți? Doar de cât? Dacă ați văzut dumneavoastră la matriclare, domnule, în viața mea n-am lucrat cu piatră. Și atunci, rău, că dacă ar fi, v-am zis că e piatră, e adevărat că e piatră, asta e piatră. Dar cel puțin, calci pe o piatră să dați sub mașină. Și ăsta e drum finalizat. Da, păi e dat final. Numai aici a fost săpat, unde s-a tras conducta la... Aici. Nu pot să întorc mașina. Dar ce stradă e? Rândunica.